Bună seara și bine ne-am regăsit la NCN. Sunt Victor Lungu. Ca să vedeți și dumneavoastră că, cum e cu poveștile acestea, că facem, dregem, praf, culegem și totul este pentru interesul clujanului și spre binele său. Anul trecut am avut 29 de incendii la Patarât. Anul acesta, cu cel de aseară, deja avem 4 incendii la Patarât, la rampa RADP. Dar interesant este altceva. După cel de-al treilea incendiu de anul acesta, cu cele 29 de anul trecut, într-o ședință de asta ISU, de situații de urgență, primarul Emil Boc dispune, după mărirea capacității hidrantului, acolo la rampă, instalarea unei cisterne de apă, acolo la rampă. Deci, după 32 de incendii, în decursul a un an și 4 luni, se dispun niște măsuri care cred că trebuiau dispuse chiar din momentul în care s-a făcut respectiva rampă, nu? Să avem acolo capacitatea necesară de a interveni în caz de incendii. Haideți să vedem un material cu privire la incendiul de aseară și să discutăm un pic pe marginea a ceea ce s-a întâmplat. Rampa de gunoi de la Patarât a luat foc din nou ieri noapte. Incendiul a izbucnit în jurul orei 22. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați. Pompierii au intervenit pentru stingere cu 4 autospeciale. Aceștia au fost ajutați de câțiva operatori economici care au trimis 4 autocisterne. Prefectul Aurel Chereche și comandantul ISU Cluj, Ioan Moldovan, s-au deplasat la fața locului. În jurul orei 23, flăcările au fost stinse. Acesta este al 4-lea incendiu de la Patarât de anul acesta. În ultimii 2 ani, rampa a luat foc de 25 de ori. Până acum nu a fost găsit niciun vinovat. De 29 de ori am revenit în studio, de 29 de ori o greșeală, o eroare materială, ca să spun așa, plus cele 3 de dinainte. Invitatul din această seară este deputatul Horia Neastra. Bună seara, președinte PSD Cluj. Bună seara, domnule Lungu, și mulțumesc pentru invitația în premieră. Cele bune să se adune. Cele bune să se adune. Sunteți cel care ați mai discutat și ați mai atras atenția primarului Emil Boc cu privire la aceste incendii, dar cred că noi vorbim chiar degeaba. Revin și spun. Deci, după al treilea incendiu, a zis, luăm măsuri ferme. Aceste măsuri ferme constând în montarea unor hidranți în plus și aducerea unei cisterne cu apă a unui bazin, sau crearea unui bazin cu apă la, în zona rampei RADP. Sunt convins că nu s-a făcut nimica. Mai trebuia făcut ceva. Garda Națională de Mediu i-a cerut primarului, celor de la RADP, de fapt, să mute o anumită cantitate, nu mică, de deșeuri din rampă, să o mute, să-i găsească alt loc, o altă relocare. Pentru că tocmai ca să evite acele autoaprinderi și alte minuni de genul acesta. Ei, culmea, termenul limită de relocare a respectivelor deșeuri este data de azi, 31 mai. Și ca am făcut, ca să se respecte termenul, ca să zic așa, ia foc rampa. Dacă mai țineți minte, anul trecut sau când a fost doamna Grațiela Dobrila aici și ministrul mediului și a spus primarului, nu, asta iarnă, după primul incendiu de iarnă. Și a spus, mai aveți 6 luni, știți că se închide rampa. Pac, un incendiu. Da. Mai aveți 3 luni, știți că se închide rampa. Pac, un alt incendiu. Autor necunoscut, autoaprindere. Aseară, în jur de ora 11, am aterizat la Cluj și am venit în avion cu niște prieteni fizicieni care aici participă, am salvat participația următoare la o dezbatere. Ei, vreau să vă spun că cum am coborât din avion, ne-a lovit mirosul acela foarte tare. Specific. Da, specific. Era cam în toată zona mirosea cu noi abs. Bineînțeles că am înțeles între timp că și piloții au semnalat că se vedea din aer un odor de fum, din păcate. Sigur, problema este destul de simplă, adică rezolvarea e, zic eu, destul de simplă. În primul rând, trebuie finalizat proiectul Consiliului Județean. Da? Asta este, prima... Sunt legate, sunt mână în mână, dar proiectul în al doilea rând, din vreau 2009 să vă întreb, se finalizează. Sigur, și aici n-aș vrea să fim, sau cel puțin eu, să mă duc într-o zonă populistă, doar pentru că fac parte din opoziție, să-l acuz pe Boc de vârte și de nevrute. Dar
dumnealui este primar de o seamă de ani, din 2004. Adică, dacă nu mă înșel, sunt 14 ani, după o aritmetică simplă. În 14 ani putea să vină cu o strategie care să se derleze pe 2, 3, 4 ani cu privire la depozitarea deșeurilor și la selectarea lor în municipiul Cluj-Napoca. Da. Alături de colegul dumnealui Alin Tișe, s-au separat. Deci, în 14 ani, eu cred că municipalitatea putea să găsească spațiu și timp pentru a veni cu un program serios și generos prin care să securizăm această problemă, să prevenim. După al treilea incendiu, deci în timpul ședinței ISU a spus ce a spus, a dat acele dispoziții, a doua zi a spus în felul următor, a chemat ONG-uri și presă, pe noi nu, că noi nu facem parte din presa pe care să o cheme, și le-a zis că până într-o zi, începând de a doua zi, într-o zi, vrea și el să primească un răspuns pe ce se poate face tehnic, adică o strategie tehnică după 14 ani pentru prevenirea incendiilor. Și a revenit cu povestea hidrant, de apă, țef pentru gaze, adică și țef pentru gaze, pentru că vedeți, acea rampă care nu știu cum a primit aviz de la mediu, nu avea montate țef pentru a scoate gazele acelea care se acumulează prin putrefacție. Da, știți, acum e după 14 de, ani, da. Foarte aproape de centrul orașului, de fapt, chiar o parte în oraș și pădurea Hoia. Și, până la urmă, cred că explicația e una simplă. Ține mai mult maniera asta de administrat orașului de dosarele X. Adică nu putem să înțelegem... De pădurea Baciu, da, nu putem să înțelegem de ce în 14 ani n-ai putut să vii cu câteva soluții, să le propui pe dezbatere. Eu sunt convins că și noi, opoziția, am fi susținut... Deci nu avem contracte de salubrizare între cele două firme de salubritate, pentru că tot atunci a zis că cere revizuirea contractelor de salubritate pentru colectare selectivă, da, după 14 ani, da? Expectanțele mele de cetățean sunt următoarele, domnule Lungu. 1. Vreau o strategie. O vreau ieri, nu vreau mâine. 2. Mă interesează, și aici asigur îmi pun un semn de întrebare, și cu privire la poliția. Vreau să văd cine sunt micuții care dau foc la gunoaie, micuți între ghilimele. Pentru că am înțeles că uneori se aprinde gunoiul de la sine putere, alte ori camerele de luat de supraveghere care de teoretic perimetru păzit. Păzesc într-un perimetru păzit, filmează și oarecum păzesc, deci zona ei respectivă. Păzesc, ei păzesc perimetru, se strică să nu înainte noi presa cu jumătate de oră înainte de incendiu. De incendiu. De asta vă spun că sigur, nu găsesc nici explicație rațională la modul cum este gestionată această criză. E neplăcut și pentru oraș, e foarte neplăcut pentru clujeni. Nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla în următorii 2-3 ani. Și plus, aici vorbim și de comunele din jurul Clujului, zona metropolitană. Se da poate transforma această neglijență și această nepăsare, poate transforma da Clujul într-un mic Napoli. Acum, zice în felul următor. Deci el tot atunci spunea că până în 15-18 mai, cred că sunt niște zile care au trecut deja, dar până atunci va face cumva și va evita pe toți ca să le pună sub nas proiectul pilot pentru selectarea deșeurilor în mod selectiv, adică pentru colectarea deșeurilor în mod selectiv. Și că de la 1 iunie va fi pornit acest proiect. Suntem în 31 mai, suntem la al patrulea incendiu, mâine bănuiesc că e 1 iunie, dacă nu mă înșel. Proiectul bănuiesc că a rămas la stadiul de discuții. Cum la stadiul de discuții sunt toate de atâta vreme? Avem 14 ani de mandat și avem foarte multe neîmpliniri. Nu, acum nici nu vreau să spun, domnule, am promis, nu s-a putut. Că poate au fost cauze obiective mai multe decât cele subiective pentru care niște lucruri nu s-au făcut. Clujul astăzi și comunitatea noastră este una dintre cele mai dezvoltate din toate punctele de vedere din România. Dar asta s-a întâmplat pentru că universitățile au generat și inteligență, apoi da s-au creat premizele aducerii unor investitori, locuri de muncă, au rămas tinerii aici, e o populație foarte tânără și Clujul se dezvoltă natural de la sine. E, cumva, municipalitatea și administrarea orașului au rămas în urma acestei dezvoltări spectaculoase. Sigur, Boc face o politică populistă, plăcută. E frumos să mergi la un festival de muzică, este frumos să mergi la o petrecere câmpenească și acolo să faci două, trei poze. Dar, până la urmă, rămân niște probleme fundamentale. Această strategie și a depozitării gunoaielor rămâne problema traficului din Cluj.
Una dintre cele mai mari probleme pe care le are astăzi comunitatea noastră. Să facem o descriere plastică a acestui oraș. Eu îmi pare rău că sunt mai brutal așa în vorbe, ca de aici să putem porni să discutăm exact lucrurile care nu se fac și de ce nu se fac. Deci noi suntem un oraș inteligent, un oraș plin de inteligență. Dar acest oraș inteligent este ca omul extrem de inteligent, dar care umblă cu chiloții nespălați de 6 luni. Chiloții noștri nespălați sunt nespălați de 70 de ani, adică patarât și alte minuni de genul acesta. Degeaba încercăm noi să ne amăgim cu tot felul de povești. Într-adevăr, au venit investitorii. Acei investitori nu am reușit nici măcar promisiunile pe care le-am făcut față de ei să ni le ținem. 500 de metri de prelungire de cale de tramvai până la DeLonghi. Am promis, când au venit, n-am făcut nimic. 1,5 km de prelungire a tramvaiului până în Florești. Am promis, a fost coloana vertebrală a campaniei electorale, nu am făcut. Și până să visăm metrouri și alte avioane prin municipiul nostru pentru acest trafic, cred că acești 2 km de cale de tramvai ar fi rezolvat o axă, ar fi eliberat o axă clară în așa fel încât să nu-i mai pună pe oamenii care merg din Florești până la DeLonghi și aici, de la DeLonghi înapoi. Permiteți-mi să vă contrazic. De ce? Eu cred cu tărie că singura soluție viabilă care putem să este metroul. Pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră spuneți și cum rezolvă problemele, sigur. Putem să discutăm o emisiune întreagă. Și vă pot da exemple din Europa, de orașe mai mici sau de dimensiunea Clujului. De și acolo. Nu neapărat comunități extraordinare. Dar eu acum am problema. Dacă făceam acum 14 ani studiul de fezabilitate pentru metrou, acum puteam sigur, să discutăm despre metrou. Asta nu înseamnă să fim și ce am zis, noi doi. N-am zis să nu discutăm. Asta nu înseamnă să avem o administrație... Am zis să găsim acum o soluție. Nu înseamnă să avem o administrație egoistă care să nu se gândească la viitorul copiilor noștri, adică peste 30 de ani, nu. Peste 40 Dumnezeu, de ani. Nici n-am spus așa. Și atunci putem să venim cu măsuri imediate, dar măsurile principale sunt cele pe termen lung. Iar introducerea metroului e singura soluție care poate să rezolve și poate să acopere toate cartierele orașului. Așa este, dar dacă mâine am avea banii și forța necesară să facem metrou și de anul viitor să ne ocupăm de metrou, orașul acesta credeți că ar mai fi circulabil? Domnule, nu, cum arată o stație de metrou în momentul în care o desfaci? Și... Eu sunt clujan, sunt foarte mândru de asta. Și Clujul este o comunitate performantă, e o comunitate al naibii de pretențioasă, cu așteptări foarte mari. Iar eu sunt convins că nivelul nostru de inteligență ne va duce într-o zonă în care vom folosi metroul și vom lăsa mai mult mașinile acasă. Și asta înseamnă și prețuri mai mari la parcările din centru. Deci putem să corelăm cu niște partea măsuri. Partea mea e să desfințez tot centru ca parcare, pentru că sau oamenii așa ar putea fi învățați să umble cu mijloacele de transport la în comun. La cât de pretențios și ambicios suntem noi clujenii, dacă am avea niște oameni curajos la primărie, proiectul ăsta ar demara. Este exemplu orașului Bilbao, unde au fost discuții, proteste, că erau oameni nemulțumiți, că se spăvgeau străzi, se blocau drumuri. Sigur că o să suferim. Sigur că nu e ușor să introduci metroul și e o situație dificilă. De 14 ani, dar trebuie să facem ceva. De 14 ani suntem într-un șantier continuu. Dar așa suntem într-un șantier continuu numai pe zona centrală. Deci orașul acesta a schimbat borduri și dale cât pentru alte 7 orașe. Și noi, de 14 ani, zona centrală este tot într-un șantier. Concret, avem foarte multe borduri din granit și concret avem foarte multe trotoare din granit. Atât. Vi se pare că noi trebuie să ne lăudăm după 14 ani de mandat cu faptul că am făcut pietonal centrul orașului? Sau, când 3/4 din pietonalul centrului orașului e făcut de către Apostol, de fapt. Sau că am făcut 2 chioșcuri la prețul unui apartament, 2 chioșcuri de 10 metri pătrați, care unul dintre ele nu este folosit până astăzi, adică alucinant. 50.000 de euro. 55.000 de euro costă pe un chioșc. 18 metri pătrați. Deci o garsonieră frumoasă de 18 metri pătrați, achiziționabilă în centrul Clujului. Una funcționează, una nu funcționează. Așa e. Da. Avem cu altceva cu ce ne lăudăm zilele acestea, sunt benzile dedicate pentru mijloacele de transport în comun, care benzi dedicate n-au o continuitate pentru că n-au cum.
Pentru că înainte am modernizat strada Moților și acum ne gândim că după ce am băgat atâția bani în granitul ăla de pe strada Moților și Horea, să-l dăm jos și să lărgim strada ca să putem face benzi dedicate. Vi se pare că este o gândire foarte logică treaba asta? Nu numai că nu este logică, dar aici e vorba de o gândire imediată. O gândire de pe zi pe alta. Deci, noi avem nevoie, v-am spus de ieri, să avem o strategie clară, coerentă, de ce să vedem. Nu avem strategia câte asta? O avem scrisă pe hârtie, dar nu e aplicabilă niciodată. Deci, practic, strategia asta nu există. Există doar undeva 20.000 de idei așternute pe 80 de foi și nu se întâmplă și nu se respectă niciodată. Haideți să încercăm să gândim un lucru, pentru că oricum și consilieri locali au fost mulți prin și din toate partidele în toate mandatele și exercițiile din ultimii 14-20 de ani. Haideți să ne închipuim momentul în care municipiul Cluj-Napoca, care avea deja experiența de pe vremea lui Ceaușescu cu acele cartiere dormitor, da? Că nu întâmplător Mănășturi era cartier dormitor, Mărăștiu era cartier dormitor și toată lumea era plimbată cu tramvaiul din aceste zone către marea platformă industrială, da? Și să ne gândim că nu am fi inventat alte cartiere dormitor. Mai mult, în anii de prosperitate imobiliară, am inventat comunele dormitor, Florești, Baciu, Feleacu, Gilău. De acord. Și nicăieri, în nicio strategie, n-am văzut, când se dădeau avizele de urbanism, n-am văzut gândit un centru urban de cartier. De multe ori mă întreb și eu dacă justiția doarme sau nu aici la Cluj, cu referire la eu cred că doarme de problemele foarte multă astea vreme. Urbanistice. Dar haideți să vă mai spun un lucru. Nu știu, nu vedeți că în ultimele două luni tot iese primarul la diferite posturi și spune că a făcut o aplicație, că a mai inaugurat o hartă, deci niște lucruri care desigur că sunt utile, dar asta ține de activitatea unui consilier local. O să, în următoarele luni, probabil că o să-l auziți că va propune alte proiecte futuriste, de exemplu, de la Antonia, care e acel funcționar robot, o să vă propună. Că, da, acea Antonia, sau o să ca ne, să înțeleagă știți lumea. Știți ce o să ne propună? Stați să vă zic, o să ne propună o soluție inovativă pentru gunoaie. Hai să nu le mai depozităm în gropi, hai să le lansăm în spațiu, da? Okay, sau sunt de acord problema traficului. Hai să facem niște mașini care levitează. Deci o să va veni cu astfel de bun, poate o idei să și astfel de extraordinare și le va propune clujenilor. Da, bun, dar aia ce spuneți dumneavoastră în 2020, s-ar putea să nu fie așa de futurist. Da, eu cred că în 2020 este tragem cu toți o linie și vedem. Vedem nimic. Deci Antonia asta este un formular electronic. Deci nu este acel funcționar virtual. Antonia, deci inclusiv Emil Boc poate fi Antonia. Pentru că Antonia ce face? Te îndrumă către alții. E un formular pe care îl completezi, apeși un buton și ea zice, vă veți duce la camera 23. Păi asta îmi zice și Emil Boc când mă duc la el în audiență, vă veți duce la camera 23 pentru că l-am ăsta. Deci noi avem funcționarul virtual în primăria Cluj, nu mai trebuie să dăm bani pentru el. E o chestie superfluă. Chiar dacă pare o răutăcios așa. Dar am promis parkinguri. Unicul parking care putea fi și el gata de 4 ani, e gata din decembrie, nu este dat în folosință, e un imens lampadar, cel de pe Negoiu. El are echipat cu LED-uri care de câte ori se ia lumina, ele se autoaprind. Și ele consumă din decembrie, anul în care 2017, luna și anul în care ei au zis că e gata și că îl vor da în folosință în decembrie, după aia în ianuarie, după aia în februarie, consumă doar curent. Și le luminează viața tuturor vecinilor de pe Parâng și Negoiu. Atât. Altceva nu face. Nu va fi dat în folosință curând. Punct. Sau va fi dat în folosință când vor fi inaugurate cele trei cartiere de locuință. De locuințe, prin promise de peste 10 ani. Tineretului, Gârbăului, Borhanci, deci cam tot pe atunci. Unde este centrul de excelență Transilvania? Este o parcare temporară pe locul în care trebuia să fie centrul de excelență Transilvania, Filarmonica. Da, nu au făcut să vă centrul acela de Creicu și Buftea de Cluj. Am fost acolo, am filmat curge, la vale. Deci sunt bani grei. Când am filmat eu, curseseră numai drumurile și
parcările. Acum când s-au dus de o lună să mai filmeze colegii mei, o luase la vale. De altă parte, eu vreau să vă mai aduc aminte de o chestiune care pare așa simplă și de necrezut. Dar, domnule Lungu, vă dau câteva exemple. În spatele fabricii de bere, ai stradă de pământ, domnule Lungu. Așa este. Deci, în jurul lacului, este o stradă la marginea centrului Clujului, da? Și este de pământ. Da, este o stradă. Pământ. O uliță. Pământ. Este o uliță. Dacă mergeți deci este în... centrul acela făcut pe locul fabricii de bere, un ultramol și... Exact. De lux, apartamente de lux și birouri de lux. Și dincolo de canalul Morii, treci podul și intri direct în strada aceea de pământ. Așa este. Aia este una. Urcați un pic dealul acesta aici, din zona Bulevardului Muncii. Acolo sunt vreo 20-25 de străzi în situația asta. Deci sunt niște realități pe care, bineînțeles, că primarul le ignoră. Eu cred că, din păcate, ca la toți politicienii, că acum și dumneavoastră tot politician sunteți, majoritatea se uită și spun merită investiția ca bani pentru câți votanți există în zonă, ceea ce este foarte trist. Dar, din păcate, aceste calcule se fac. În regulă, pot să accept punctul dumneavoastră de vedere. E corect, da? Dar hai să vă întreb, tot pe criteriul ăsta electoral, dumnealui a promis că preia străzi private și că le asfaltează. Așa este. Haideți să vedem câte a preluat. A promis că preia anul trecut, nu, în 2016 a promis că va lua vreo 82 de străzi. Și câte a preluat? Păi, în afară de celebra aia stradă din, de pe câmpul lui, nu țin minte să fi luat eu m-aș bucura ca până în 2020, ca până în 2020 să ne pună în dificultate și să nu avem argumente să spunem, da, domnule, uite, a făcut atâtea lucruri în orașul ăsta încât nici opoziția nu mai are ce să spună. Cetățuia e amenajată? E la fel de amenajată pe cum este și malul Someșului. Apropo de malul Someșului, s-a pus acum, au câștigat, deci au făcut un concurs și o firmă a câștigat amenajarea platoului din fața sălii sporturilor. Și este iarăși o vânzare a pieii ursului din pădure, pentru că platoul din fața sălii sporturilor nu aparține municipalității. Este atât de complicată proprietatea pe acel platou din fața sălii sporturilor, de vă doare mintea. O străduță aparține de UTCN. O fâșie, jumătate de drum, e al Babeș Boioi, care are acolo. Vreo patru scoaruri sunt ale RADP. Domnule Lungu, aici totuși vorbim de un exemplu destul de complicat și aveți dreptate. Da, da, au dat banii pentru niște studii și pentru un concurs pe care l-a câștigat cineva ca să stea în sertar. Eu vă mai amintesc tot de un concurs și de niște bani alocați. Nu mai țineți minte acum 2 ani că i-am atras atenția lui Boc cu referire la intrările în oraș, în Cluj-Napoca? Da, și tot așa, s-au făcut niște concursuri și astăzi avem aceleași intrări ca acum 60-70 de ani. Și am propus, domnule primar, haideți să lăsăm universitățile să, practic, simbolistica să fie universitățile orașului. Deci nu-i mare lucru. Să pui o placă, bine ați venit în Cluj-Napoca, centru universitar, unde să trăiești numele universităților sau alte entități care aduc plus valoare comunității noastre. Era cât se poate de simplu. Nu e ce nimeni nimic spectaculos. Și pentru aia s-a făcut un concurs, nu știu care e finalitatea concursului, că intrările le pot vizualiza clujenii, sunt tot alea ca acum 60-70 de ani. Deci am făcut concurs, am făcut niște hârtii, hârtiile alea se învechesc într-un sertar, la fel cu turnul pompierilor și străzile adiacente, la fel cu toate studiile privind Aqualand-ul. Apoi vreau să vă mai întreb, că apropo de metro, când bugetează concret, când încarcă studiul de vizibilitate cu bani. Proiectul concret. Când începe? Când îi dăm drumul la studiu? Că l-au bugetat anul ăsta. Haideți să luăm publicitate. Revenim după publicitate, vă spun eu. 4 milioane de euro, inclusiv centura aia pentru autostrada urbană. Și o să avem o mică discuție și despre ea. Publicitate.
Cava Confort de pe strada Decebal 79 este magazinul ideal pentru tine și confortul casei tale. Gresie și faianță, parchet și mobilier de baie, obiecte sanitare și baterii de calitate, în colecții din cele mai speciale. Fă-ți planul de renovare și îmbunătățire al casei tale cu Cava Confort. Te așteptăm în magazinul de pe strada Decebal 79 împreună cu specialiștii noștri pentru a lua cele mai bune decizii. Hello, Romania. Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions? Remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest. I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vino în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Acasă e locul unde construiești ceva important. Casa din vis devine realitate când construiești cu Cemacon. Soluții complete pentru zidărie, cărămizi, buiandruci și coșuri de fum. Cu Cemacon construiești rapid, modern și trainic. Intră pe www.cemacon.ro și calculează-ți necesarul de blocuri ceramice pentru construcția casei tale. Cemacon, construcții evoluate. Nu pot să cred că nu găsim la TV ceva care să ne placă. De acum, cu funcția replay a Mediaboxului Horizon, tu alegi ce program vrei să vezi din ultimele 7 zile. Transformă orice după amiază de luni într-o noapte de vineri, o după amiază de sâmbătă, o seară de miercuri sau o dimineață de duminică. Acum ai 50% reducere la abonamentele TV Play Familia sau Play Maxim în pachetele cu Net și TV împreună cu pachetul HBO. Bucură-te de cele mai noi filme și seriale. Cu Horizon, tu alegi ce zi e la TV. Am revenit în studio împreună cu invitatul din această seară, domnul deputat Horea Nasra, președintele Partidului Social Democrat Cluj. Și ziceam că să vă aduc aminte de celebrul spectacol când patru OAT-uri, Cluj, Apahida, Florești și Gilău, au semnat un proiect de autostradă urbană. Cred că și Feleacu, de fapt, nu Gilău. Proiectul de autostradă urbană. L-au semnat de față cu directorul CNAIR, numai n-au tăiat panglică că au semnat respectivul protocol, prin care
Protocolul dădea voie acestor patru OAT-uri să aducă niște bani de la bugetele lor să facă acel celebru studiu de fezabilitate. 4 milioane de euro. Ca să aflăm după aceea că de fapt ei nu aveau aprobarea pentru acest lucru de la Consiliul de Administrație a CNAIR. Care Consiliul de Administrație al CNAIR, de ce au forțat semnarea protocolului, după care au întrebat Consiliul de Administrație, care le-a zis, domnilor, nu putem. Există niște proceduri, procedurile alea trebuie să le urmăm pas cu pas. Dar între timp s-au făcut toate procedurile de licitație, bani, hârtii, consumate, nervi, etc., îs depuse. Deci am pierdut niște bani pentru că, de fapt, stăm în plină ilegalitate cu toată această poveste. Dar între timp noi raportăm că am făcut, că am vrut, dar răii de la guvernare nu vor să ne lase. De ce nu vreți să-i lăsați să facă centura această autostradă urbană care ne-a rezolvat problemele pentru 5.000 de ani de acum încolo? Da. Proiectul este generos, este bun, ar rezolva o parte a traficului, practic blocaje, o parte din el. Sigur că nimeni nu l-a blocat pe Emil Boc. Asta este o manipulare politică, eu zic că destul de ușoară și o înțelege multă lume, prin care cumva încearcă să se victimizeze și să fugă de orice responsabilitate cu privire la alte proiecte care puteau fi susținute atât cât a fost prim-ministru, cât și primar. Era foarte simplu când era prim-ministru să facă această centură, nu? Dar iată că n-a făcut-o. Prin urmare, lucrurile nu sunt atât de simple pe cum le aruncă dumnealui pe piață. Sigur, e populist. În orice moment am văzut că critică PSD-ul și aici mă refer la programul de guvernare și măsurile pe care le luăm, dar uită că până la urmă el nu a crescut salarii și pensii, a tăiat. Și lucrurile astea le cam uită. Din nefericire, românii nu uită evenimentele astea. Aici este marea tragedie, dar românul, când îl atingi la buzunar, nu uită în mod cert. Când îi dai, uită că i-ai dat cam puțin, dar mă rog, i-ai dat, nu i-ai luat. Deci, de fapt, ăsta e cuvântul de ordine, care mi-am adus aminte de... Am văzut că de un zi vorbea de fonduri europene. Și unde e absorția de fonduri europene? Că e mică, că e mare, dar eu îi reamintesc că în 4 ani de cabinet Emil Boc, PDL, Traian Băsescu, rata de absorbție a fost de sub 7,2%, nu mai știu, în jur de 7%. Adică eram pe ultimele locuri din Europa. Cum dar poate să vină dumnealui să vorbească de fonduri? În default. Să vă mai întreb ceva. Cum poate dumnealui să fie atât de populist și de obraznic și impertinent să vină să spună că am inaugurat puțin kilometri de autostradă? Păi de când e guvernarea PSD din 2012 până astăzi, cu o pauză pe vremea lui Cioloș, noi am de 3 ori am inaugurat kilometri de autostradă, dacă ar fi să discutăm pe cifre. Dumnealui a inaugurat doar 52 de kilometri exact. De autostradă. Ați inaugurat 150 de kilometri de autostradă. Tot acest coridor 4 din sudul Transilvaniei este făcut și inaugurat în guvernele PSD, cu siguranță. Bun, acum... De la, și ce mă refer, de la Sibiu la Deva există niște și după aceea de la Lugoj în vest. Există niște scăpări, apropo de investitori majore, care sunt imputabile tuturor guvernelor care au venit până acum. Da, de exemplu, autostrada aceea pe care o tot ceră ăștia la Mioveni. Deci, nimeni nu vrea să o facă. Cu siguranță că oamenii au așteptări mari de la noi pe bună dreptate și am făcut mai puține lucruri decât trebuia să le facem. Dar nu poate să vină Emil Boc la 50 de kilometri de autostradă și de la rată de absorpție 7% și de la închiderea 70 de spitale. Că nu mai erau bani când camarila PD-ului își întopa buzunarele cu bani, dar nu poate să vină dumnealui după un asemenea trecut să vină să ne spună nouă ce să facem. Că nu-l recomandă nimic. Absolut nimic nu-l recomandă. Doar un populism ieftin. Haideți să trecem la niște chestii mai ușurele. Par ele la prima vedere, dar noi discutăm acum despre orașul nostru. Casa noastră, cea cu care și dumneavoastră vă mândriți și eu mă mândresc și sunt convins că toți ne mândrim. Dar cumva lucrurile scăpate de sub control și în ce sens sunt scăpate de sub control? De vreo 2 luni de când am zis noi că premiem pe fiecare dintre cei care ne ajută să vedem lucrurile mai neobișnuite prin oraș, am primit foarte, foarte multe filme, fotografii cu tineri
răpuși pe stradă, răpuși, căzuți, prăbușiți. Și nu este prăbușire de aia de bețiehar, domnule, am mai trecut și noi prin beții, că n-am fost ușă de biserică. Te clatin, dar să rămâi lat în mijlocul drumului, prăbușit, așa ceva mai rar. Haideți să vedem un mic material și să discutăm despre asta. Deci uitați-vă, asta este piața muzeului, frumoasă, pietonalizată, pusă la dispoziția acei băieți și-s bine îmbrăcați, nu poți să spui că sunt niște boschetari, da? Vi se pare că asta este atitudine de om beat sau de om care un pic și-a fumat mințile? Ăștia sunt alții. Chiar îmi spunea cineva că asta este asta e în parcul mare. Deci nu discutăm despre chestii lăturalnice înapoi în piața muzeului. Deci discutăm despre centrul orașului. Discutăm despre zone în care aș vrea să văd polițiștii locali, că îi scutură pe băieții aceia și le spune, mă, băieți, ce-i cu voi? Vii rău? Chem salvarea? Aș vrea să-i văd pe el alți polițiști, aș vrea să văd DICOT-ul, aș vrea să văd Agenția aia Națională Antidrog. Deci, aici vorbim de două lucruri care, sigur că ambele vin una în completarea celelalte, dar sunt oarecum sunt diferite ca timp de implementare și, bineînțeles, de... Deci, odată avem prevenție și a doua chestiune care ați văzut dumneavoastră mai devreme, combaterea. Combaterea respectivă o fac instituțiile pe care le-ați pomenit mai devreme. Din zona Ministerului de Interne, Agenția Națională Antidrog și așa mai departe. Bineînțeles că prevenția, există o strategie care a fost semnată de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. În respectiva strategie de prevenție sunt stipulate o serie de acțiuni care condiționează respectiva strategie, care se implementează în anumite centre special destinate tinerilor, în școli, evenimente, sărbători, materiale de informare, iar toate acestea trebuie să fie bugetate de Consiliul Județean, adică să aloce bani pentru realizarea lor. Dacă ne uităm un pic pe anexa strategiei, unde e un tabel de vreo 20 de pagini și unde sunt trecute cu liniuțe, așa, de înțeles, pentru oricine, nu neapărat pentru președintele Consiliul Județean, o serie de câteva sute de acțiuni și activități, o să vedem că în ultimul an, care toate sunt bugetate, în ultimul an nu s-au alocat fonduri pentru respectivele activități. Prin urmare, prevenția, practic, nu se întâmplă în Cluj. Decât combaterea. Dumneavoastră spune mai devreme de combatere. Da, da, combatere. Să iei, să identifici, să vină poliția locală, să întrebe dacă poate se simte rău tineria, nu știu. Poate au altă problemă. Doamne ferește, o problemă cardiacă. Poate au patru infarct acolo, da, pe barcă. N-ai de unde să știi ce problemă au. Dar principala noastră preocupare ar trebui să fie prevenția. Da, bun, dar dacă la nivelul celor care se ocupă cu prevenția sau care alocă buget pentru prevenție, banii sunt tăiați, atunci care e speranța noastră de... Dar nu mai vedea astfel. Știți, de foarte multe ori politicienii, noi politicienii și factorii de decizie ne-a mișcat când s-a întâmplat o dramă. Eu n-aș vrea să ajungem din nou într-un astfel de moment încât să se întâmple o nenorocire sau o succesiune de nenorociri care să ne împingă de la spate să acționăm. De asta, cel puțin eu vă spun ce fac și am văzut că și deputatul Ungureanu face pe tema asta. Peste tot pe unde merg și vorbesc în presă, aduc în discuție acest subiect, acest cartof fierbinte, și anume că tot mai mulți tineri au această problemă a dependenței de droguri din Cluj. E un real pericol, cunosc foarte mulți părinți care sunt nemulțumiți că în jurul școlilor, iată, copiii au acces la astfel de lucruri. Pe de altă parte, vă spun că au venit în ultimele 4 luni 3-4 părinți la mine la cabinet și mi-au spus că sunt disperați, că nu știu ce să mai fac. Și devine într-adevăr o provocare pentru părinte astăzi să-și crească un copil în orice oraș mare din țara asta, nu neapărat în Cluj. Dar unde sunt? Sigur, polițiștii de proximitate. O să vă mai spun o chestie statistică, că vorbeați de combatere mai devreme, s-o aminteați.
din punct de vedere al numărului de dosare penale întocmite pe consum și pe vânzare, Clujul e al doilea din România. Din punct de vedere a statisticilor ANA, de asemenea suntem pe locul 2 în România. Adică nu avem o problemă pe care să o ascundem sub preș. Avem o problemă cât Casa Mare și am văzut că a început să se discute în oraș. Trebuie să mărim discuțiile, avem nevoie de niște întâlniri. Eu am să propun niște întâlniri între instituțiile statului care să, nu știu, găsim o strategie imediată pentru problema asta. Să întrebați în primul rând pe cei care fac dosarele de ce factori periculoși, cum documentăm noi, avem un material în documentare în care demonstrăm foarte clar că oameni care au fost prinși cu substanțe și care sunt dealeri și care au probleme majore, sunt folosiți de fapt ca informatori în speranța că vor prinde altceva. Sau scapă cu niște chestii foarte simple și ei se pot întoarce în comunitatea lor. Care comunitate, din păcate, mulți sunt studenți. Mulți sunt studenți și se întorc în comunitatea lor, unde tot cu aceleași lucruri se ocupă. Deci este o mare problemă că, de fapt, acest sistem și-a creat un fel de suvei că, în care nu există o tăiere de cap. Deci să tai nordul gordian, să nu mai există o continuitate. Și aici este o mare problemă. Altă mare problemă, ce mi-a spus, uite, nu știam de faptul că s-au tăiat alocările bugetare pentru prevenție. Păi dacă nu faci prevenție, copilul ăla ce să știe? Eu n-am spus că s-au tăiat. Că nu se mai alocă sau pentru că, nu. Deci, respectiva strategie pe care și-a asumat-o Alin Tișe a fost semnată anul trecut. Nu știu, plus minus, cândva în primăvară. Nu știu să vă zic, martie, mai, aprilie, ceva de genul. Bănuiesc că mai exista și de cam de un an. Și nu s-au alocat, adică de unde să tai dacă doar de... Înțeles. Știți? Deci tu n-ai dat banii de la început. Da, despre asta e vorba. Nu s-au alocat până acum bani. Da, deci, practic, o să stăm și o să ne uităm. O să stăm și o să ne uităm. Să nu uităm că avem un mare festival aici, Antoldu, care Antold, din păcate, nu respectă el în sine toate normele de respect asupra legii. În primul rând, acea lege a ordinii publice, a liniștii publice. Eu nu cred că un festival de muzică electronică... Da, eu de altceva vreau să spun. Devine, sunt instituțiile. Noi avem o aglomerație, foarte mare. Ce care coordonează instituțiile? Noi avem o aglomerație foarte mare de tineri și orașul nu este pregătit pentru, Doamne ferește, o tragedie. Noi nu avem o secție de arș, noi nu avem numărul de patru de spital necesar sau de intervenție de urgență la ora actuală. Deci, Doamne ferește, deci noi nu suntem capabili să adunăm și să facem, să facem intervenție de urgență pentru 60 de cazuri grele, pentru 70. Ori noi ne lăudăm că avem 50.000 de oameni în parcul mare pe o suprafață foarte mică. Da. Și lumea nu discută treburile acestea. Nu le discută la mod unitar, pentru că asta este durerea noastră. Este doar una dintre provocările comunității. Că nimeni nu discută la mod unitar, orașul este acesta. Avem niște provocări, provocările se pot rezolva așa. Nu, dar discutăm de aplicații pe telefon. Ce, bun, bine că le face, dar asta le poate comunica și Ferdean sau Moisin. De câte ori toate partidele acestui municipiu s-au adunat să spună, domnule, haide să creăm împreună o strategie, să creăm o coloană vertebrală a modului de dezvoltare a Clujului, să ne asumăm toți și indiferent cine vine la guvernare, ne ținem și alocăm banii să se termine metrou, să se termine autostrada. Ai mei colegi din Consiliul Local, anul acesta au crezut și o parte dintre noi poate am crezut că dacă votăm bugetul, oricum fiind puțin, având nu prea puțin, contează, nu prea contează votul lor, dar am crezut că dacă facem acest gest, probabil că va aloca bani proiectelor promise, inclusiv consilierilor PSD, pentru oameni, nu pentru ei sau pentru... Da. Nu s-a întâmplat nimic. Prin urmare, degeaba stai la masă cu primarul și începi să te înțelegi, să ai o politică rațională, o administrație rațională pentru oraș, de parte de discuții și conflictele politice, că stă, îți spune că face și după aia uită sau nu e interesat sau sigur. În fapt, nu vrea să facă. E cât se poate declar că ori e plictisit, ori poate că e un loc de muncă care nu îi se mai potrivește după un mandat de prim-ministru. C-
Cred că aia e, de fapt, răspunsul la întrebare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc și văd că mă chemați cu drag. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. O seară plăcută tuturor, oriunde v-ați aflat.